găsit din nou! Iată titlurile zilei. 5 persoane au ajuns astăzi la spital după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit de un tir. Scăpăm de caniculă, dar vin ploile. Peste 400 de cicliști sunt așteptați la Transalpina Bike Fest. Cinci persoane au ajuns astăzi la spital după ce autoturismul în care se aflau a intrat în coliziune cu un tir. Accidentul s-a produs pe podul de la ieșirea din Drobeta, Turnul Severin, în urma unei depășiri neregulamentare pe linie continuă. Potrivit primelor informații, șoferul autoturismului în care se aflau 4 pasageri se îndrepta spre vama Porțile de Fier 1, când a intrat în depășirea mai multor mașini, deși era linie continuă. Acesta a intrat în coliziune cu un tir, care circula regulamentar spre Drobeta, Turnul Severin. Toate cele 5 persoane care se aflau în autoturism au fost preluate de mai multe echipaje de la serviciul de ambulanță și transportate la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta, Turnul Severin. O parte dintre ele au ajuns direct pe masa de operație, traumatismele suferite fiind deosebit de grave. Mai multe echipaje de la Poliția Rutieră Mehedinți au sosit la fața locului pentru a efectua cercetările, dar și pentru a dirija circulația. Timp de aproape o oră, traficul pe DN6 între Drobeta, Turnul Severin și Orșova a fost blocat, autovehiculele întinzându-se pe o distanță de aproximativ 3 km pe ambele sensuri. Acesta nu a fost însă singurul incident care a avut loc pe drumul național 6 din Mehedinți. Un alt accident s-a petrecut la primele ore ale dimineții, în localitatea Simian. O femeie de 52 de ani a fost rănită după ce taximetrul în care se afla s-a ciocnit cu o ambulanță aflată în misiune, după ce șoferul de taxi nu s-ar fi asigurat înainte să facă un viraj. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul detașamentului Drobeta, Turnul Severin. Pentru scoaterea victimei de 52 de ani din autoturism a fost necesară intervenția echipajului de descarcerare. Ploi torențiale și intensificări ale vântului în următoarea perioadă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă pentru toată țara de mâine dimineață de la ora 3 și până vineri la ora 23. Va ploua mai întâi în sud-vest, apoi în jumătatea de sud a României, în zonele de deal și munte și izolat în restul teritoriului. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse 35 și 40 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore. ANM precizează că în Muntenia, Dobrogea și în sudul Moldovei, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 50-55 de km pe oră. Navigația pe Dunăre se desfășoară în continuare cu dificultate. Mai multe puncte sunt considerate critice. Vorbim de 6 sectoare din zona de jurisdicție a Capitaniei Zonale Drobeta Turnul Severin, 4 din zona de jurisdicție a Capitaniei Giurgiu și mai multe sectoare din zona de jurisdicție a Capitaniei Galați. Potrivit reprezentanților Autorității Navale Române, șenalul navigabil nu este blocat pe niciun sector al Dunării. Peste 400 de cicliști sunt așteptați weekendul viitor la Transalpina Bike Fest. Este prima ediție a evenimentului și sute de pasionați ai ciclismului montan vor ajunge la Târgu Jiu și pe cea mai înaltă șosea din România. Concursurile, focurile de tabără, mesele tradiționale sunt doar câteva dintre ingredientele celor 3 zile de distracție. Prima ediție a Transalpina Bike Fest va avea loc în perioada 28-30 august, când peste 400 de pasionați ai ciclismului montan vor ajunge la Târgu Jiu și pe Transalpina. Timp de 3 zile vor avea loc activități în care vor fi implicați sute de participanți. Pe 28 august este programată sosirea participanților în zona Rânca. Va fi organizată o recepție unde organizatorii vor oferi informații legate de program și înscrierea la concursuri. Pe 29 august va avea loc deschiderea târgului de echipamente și accesorii pentru biciclete. Vor urma o serie de concursuri distractive menite să ofere tuturor invitaților posibilitatea să plece acasă cu o diplomă și un premiu. Se va servi apoi o cină ciobănească tradițională. Tot sâmbătă seara sunt programate concursuri de dans și un concert live de muzică rock. Duminică va avea loc caravana Transalpina Bike Fest, care va ajunge la Târgu Jiu, la ansamblul monumental Calea Eroilor. Premierea câștigătorilor concursurilor din cadrul festivalului este programată să se desfășoare la molul din Târgu Jiu. Totul se va încheia cu o petrecere la o piscină de pe insuliță. Știrile regionale se încheie aici. Raluca Săcuianu sunt eu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine de la ora 18. O seară minunată să aveți!